Ne aflăm pe o stradă obișnuită, dintr-un cartier obișnuit, dintr-un oraș așa ca al nostru, poate chiar orașul nostru. Bine v-am găsit, oameni buni! Ne aflăm în preajma Crăciunului, o perioadă a anului în care adesea se întâmplă minuni, probabil și datorită faptului că însăși nașterea pruncului Iisus este o minune. Minunile se întâmplă în jurul nostru, uneori chiar în interiorul nostru, dar nu întotdeauna le observăm. Și asta pentru că avem mult mai multe treburi, mult mai importante de făcut. Este și cazul vecinilor mei. Să vi prezint. Doamna Popescu, fostă artistă, a pășit pe cele mai mari scene ale lumii. Astăzi mai pășește doar prin apartamentul ei, privind un brad pe care nu l-am podobit, pentru că nu avea pentru cine. Petrică, prieten din copilărie al doamnei Popescu, un autodidact, un om care a citit mult, dar nu prea i-a plăcut la școală. Astăzi e singur și se definește ca paznic al mediului înconjurător. Mătură strada, tunde iarba și copaci. Domnul Calonfir, prieten și el al celor doi, un om practic, și-a deschis la parterul locuinței un mic magazin universal. La noi în cartier mai sunt și o mulțime de copii care se distrează până seara târziu. E vacanță și părinții îi lasă mai mult pe afară, chiar dacă acum iarnă se întunecă atât de devreme. Oricum, iarna e o minune de anotimp. Cine sunt eu? Eu sunt nimeni. Unii îmi spun autorul, alții îmi spun simplu maestre. De mă minunez până și eu.
Hai, dă-i! Hai, dă-i! Mai la stânga așa, mai la dreapta, mai în spate, ajungi, ajungi! Da, gata, ajungi, stop! E, mai bine spune-i să oprească motorul, că toată lumea doarme. Da, nu, dormi destul azi noapte. Oprește-i motorul! Cine a putut să doarmă? Că iar au cântat copiii ăștia toată noaptea. Bună dimineața! O fi bună la dumneata care te-ai odihnit. După ce au făcut gălăgie toată noaptea, uite, și-au lăsat în urma lor. Ce să facă și sunt în vacanță? Da, ia uite. Coși de banane, de portocale, ia uite, sticle de suc și, poftim, și napolitane. Dar pune-le și dumneavoastră niște coșuri de gunoi. Păi nu le-am pus. Și le-au transformat în tobe. Pe mine m-a jertat domnul ca la un fir. Că eu lipsit câteva cutii de lapte. Eu l-am adus pe tăte, dar eu fura puști ăștia câteva din ele. Și auzi tupeu la ei. După și când i-au luat cutiile de lapte, i-au luat și mi-au zis că dacă am și câteva cornuri, și că așa-i învățat la școală. De ce ăștia se mai duc la școală? Se duc, domne, și iau note bune. E, de unde știi dumneata asta? Mi-a zis mie o păsărică. Ce păsărică, domne? Nici o păsărică nu mai stă aici de răul lor. Păi nu s-a băgat și peste dumneata? Când i-au trimis un bilet doamnei Popescu ca să meargă la poștă? E, după care, când a lipsit, i-a tuns câinele, domnule! Era rușine bietului animal să mai iasă din curte. E, lasă, domne, că era cald, era vară și până la urmă s-a obișnuit. Da. Mi-a agățat alaltă ieri de camion câteva cutii de conservi. Hai la revedere. Auzi, dar de ce vorbim în șoapte? Ca să nu le zic vecii. Păi credeți că după faza cu conservele agață să zic că nu crezi că mai dorme cineva? Nu știu, dar putem afla! Cool. Totul de dimineață,
de când nu mai avem noi liniște. Măcar acum de Crăciun să ne putem odihni. Cum să vă odihniți? Nu trebuie să faceți sarmale, cârnați, cozonaci, etc. Poftim, poftim obraznicii, vezi? De-aia n-o să vă aducă moșul nimic, pentru că sunteți obraznici. Dar ce am făcut? Păi da, aia e, că n-ați făcut nimic bun. Păi sigur că da. Uite, de-aia n-o să vă aducă nimic, chiar nimic. Am încurcat-o. Dacă nu ne mai aduce moșul nimic. Etena, eu nici măcar nu cred că există. Bineînțeles că nu există. Astea sunt povești pentru copii mici. Foarte rău, dacă nu crezi, atunci chiar că n-o să primești nimic, nimic, nimic. Dacă e nevoie, eu cred. Dar nu cred că am făcut vreo faptă bună anul ăsta. Am auzit că dacă trece o bătrânică strada, te premiază. Hai să încercăm cu doamna Popescu. Zău? Doamna Popescu, nu vrei să treci strada? Hai, termină! N-a ieșit din casă de un an. Păi să obligăm. Cum să obligăm? Să-i punem foc? Sau să-i spunem că e cu tremur. Nu mai glumiți, dacă este pe ei și ne aude. Cine să ne audă? Cum cine? Moșul! Dar nu ți-am mai zis că nu există? Ba există. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ba da. Ba nu. Ați cântat foarte frumos, foarte frumos. Dar dumneavoastră cine sunteți? Cine sunt? Un om, un pribeag. Adică sunteți un vagabond? A, nu, nu chiar așa. Dar am umblat mult și am văzut multe. Atunci ne puteți ajuta și pe noi? De, cum să vă ajut? Uite, noi acum, pe ultima sută de metri, trebuie să facem o faptă bună. Așa. Altfel, moșul n-o să ne mai aducă nici măcar un cadou. Știți? Și mie îmi place tare mult să primesc daruri. Cui nu-i place? Dar pentru asta ar trebui să vă învăț eu ceva. Dar ar fi în zadar. De ce? Pentru că lucrurile bune trebuie să vină din mintea și din sufletul vostru. Nu trebuie să vă inspire cineva. E ca și cum am copia? Nu, nu, nu chiar așa. Dar trebuie să faceți apel la imaginație. Ce este acea imaginația? Ce este imaginația? Este un talent. Talentul de a-ți închipui numai lucruri frumoase pe care, pe urmă, să le scrii sau să le pictezi. Sau să le cânti? Da, sau să le cânti. Noi credem că avem talent la cântat. Da? Ei, ia hai să cântați voi ceva, să văd și eu, să vă ascult și eu. Hai!
bravo copii, foarte frumos. Dar astăzi voi ar trebui să cântați niște colinde. Așa este, de Crăciun se cântă colinde. Păi? De ce? Pentru că astăzi este ziua nașterii Domnului nostru Iisus, care a venit pe pământ să bucure oamenii sub forma unui copil. Așa cum voi ar trebui să vă bucurați părinții. Dar noi nu tot timpul îi bucurăm pe părinții noștri. Uneori mai și necăjim. Păi, tocmai de aceea, astăzi ar fi un prilej bun ca să îi împăcați. Și cum să facem asta? Păi, știu eu, folosiți-vă talentul. Să le cântăm? Da, sigur, colinde. Dar nu știm niciunul dintre noi. Poate cântăm altceva. Bravo, dar voi astăzi ar trebui să învățați un colind. Ia, hai să mergeți cu mine și să vă dau eu așa cuvintele și să învățăm un colind frumos. Hai! S-a lăsat frig? Ce mai? Iarnă de bine, le-a dăne. Păcat că nu ninge. Ar fi fost frumos. Ia uite, domnule Calunfir, ia uite, ce e, Petrică, ți s-a întâmplat ceva? Nu, nimic, uite, ciutia asta și șalele astea. Să nu-ți fii rupt acolo. Păi nu cred, dar o să-i rup eu în bătaie pe copii ăștia. De ce, mă? Păi dacă vezi, pentru că sunt răi. Sunt răi, domnule, azi, ieri s-au jucat așa cu apă, azi noaptea înghețat și uite, na, uite, iar ți-am furat lapte. Mă las că nici nu mă îmbogățesc, nici nu mă frăcesc, că o să-i pedepsesc. Cum? Păi, pun să spele geamurile la prăvălia mea și că... Alea care ți le-a spart cu mingea! Păi, Petrică, de ce nu îl lași și pe Giangiu să câștige o... Da, da, costat. Păi, neacolo a costat. Păi, banii mei, nu? Să
ce frumos! Eh, acum ce mai zici? Eh, nu mai spun nimic. Păi ce să zici? Ce să nu mai spui nimic? Ce să mai spun? Da. Eh, da, ca emoții. Dacă o floare nu se face primăvară. Da. Asta e. Adică au făcut rele tot anul și acum pentru că ne-au colindat, gata, să iertăm. Păi merită. Da, nu, stai, stai, că asta au făcut ca să primească darul de la Moș Crăciun. Ei bine, nu o să primiți nimic, că nici brad n-aveți. Da. N-avem brad. Am eu unul. Uite-l. Am eu un brad, n-am apucat să-l împodobesc, nu prea am cu ce... și pentru cine? Lasă că vă fac eu rost și de globuri, și de betele, și de tot ce trebuie pentru brad. Eu sunt bătrânul vânzător ce aduce tuturor un strop de soare. Vă știu pe toți, copii, părinți, bunici, cu toți veniți aici ca să găsiți de toate. Eu sunt bătrânul vânzător ce împarte tuturor orice dorințe. Am pentru toți și vise la pachet și eu de-abia aștept să se împlinească. Să vă facă fericiți, să vă facă să zâmbiți, asta e dorința mea. Bucurie să simțiți, visele să le împliniți, asta e dorința mea. Eu sunt bătrânul vânzător care la rândul meu am o dorință. Aș vrea și eu ca în lumea ce trăim cu toți mai buni să fim. Și în Moșul eu mai cred și sper, și sper. Hai repejor că e frig, copii! Și vă rog să vă scuturați bine de zăpadă, da? Venim, doamna Popescu, venim! Ah, ce repede se întunecă acum iarna! Uf, 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 uf! Cu pii prăjituri, nuci
să serviți banane, mere, portocale. Bravo, tu te rog să servești. Știi ce ai de făcut? Poftiți napolitane, poftiți, poftiți. Copii, voi aranjați bradul. Dumneavoastră, parcă vă știu de undeva, sunteți din cartier, nu? Da, se poate, circul mult. Da? Da, cu ce vă ocupați? Am uitat. Duc diverse lucruri la domiciliu. Îmi place să lucrez cu oamenii, să mă apropii de sufletul lor. Aha. Sunteți un fel de mesager? Da, da, asta. Cam așa ceva, dragă mea. Ei, nu mai fule ca așa. Mai bine hai să împodobim bradul, că nu mai vine niciun moș dacă tot stai așa și mănânci. Uite, ninge! Uite, ninge! Pe sub crengile aplecate, Moș Crăciun încet venea, cum îl știu adus de spate, înălbit de ani și nea. Norii grei plin de zăpadă, cerul au întunecat, stă o lacrimă să-mi cadă pentru ochii ce-au plecat. Moș Crăciun plin de daruri și cu traista grea, de copil mi-aduc aminte câte mi-aducea. Astăzi însă, cu privirea, parcă i-aș fi spus: moșule, nu-mi place bradul ce-ai adus. Moș Crăciun înghicise gândul an de rând, din păcate anul ăsta n-a ghicit în gând. Ce-mi doream eu printre daruri, astăzi nu era. Ce-mi doream, nu-i jucărie, este altceva. Și așa cum este moșul, mi-a zâmbit și m-a întrebat: pentru ce nu-mi place bradul, pentru ce m-am întristat? N-am ascuns ce aveam pe suflet, ca să-l mint nu se putea. Moșul știe mult prea multe și atunci i-am spus așa. Ochii aceia ai mamei mele, care mie plac, nu mai sunt azi lângă mine. Spune-mi ce să fac. Dacă ști eu că rămâne numai între noi, te-aș ruga frumos, bătrâne, adu-i înapoi. Ninge, ninge, vulpi de zăpadă pe casă, pe stradă, copii grămadă fac joc. Bravo! Da, e aproape gata. Vă place? Da, este minunat. Da, da, parcă mai lipsește ceva. Ce? Da, da, am eu una pe undeva. E cam veche, dar cred că mai merge. Ia uite. Ia uite. Ai, foarte perfect, bună. Nu? Așa, ia să încercăm. Ia. Copii, hai, ajutați și voi, copii. Ei, acum e altceva. Să vedem cum luminează. Păi, să vedem. Ce ne facem, copii? Liniștiți-vă. Dacă îmi spuneți unde este panoul, cu siguranță totul se rezolvă de la sine. Unde, da, unde trebuie să vedem? Stați să-mi aprind și eu o lumânare, dar poate aveți o lanternă. Nu mă povesc, o călduc eu. Duceți-l până la ușe. La ușe, lângă ușe, e o întrerupătoare. Gata, am înțeles. Mie mi-e frică. De cine? De tine, să nu profiți și să mănânci toate prăjiturile. M-am vă dat seama ce dezastru ar fi dacă ar veni moșul chiar în momentul ăsta, s-ar împiedica și... Și-ar rupe o mână sau pe amândouă. Da, și-ar pierde dinții și picioarele. Ar merge la spital și ar încurca toate cadouri.
cadourile. Să primească Loredana un sac de box. Parcă nu credeai, Moș Crăciun. Mamă, ce bine e! Să aprindem instalația. Nu! Dar unde este sora mea, Eva? Dar chiar, unde este Eva? Nu știu, era aici când s-a stins lumina. Dar nici domnul acela cu barbă nu mai e. Auzi, crezi că a răpit-o pe Eva? Știu eu, avea o figură cam suspectă. Mai măi și voi cu figura suspectă! Cel mai bun lucru, vă spun eu, este să mergeți să o căutați pe Eva. Ba nu, viu și eu cu voi. Haideți, să mergem. Unde te duci? Uite copiii ăștia. Da, ce copii? Ce s-a întâmplat? A dispărut sora mea, Eva. Ei, nu, spune, da, cum a dispărut sora ta? Cum adică? Unde a dispărut? Păi, hai, de ce stați? Haideți să căutăm fetița. Ce să fac? Ei să spună unde a dispărut? Știți unde a dispărut? Nu! Păi hai să o căutăm. Păi da, și dumneata ce stai? Eu nu stau, eu mă iau după dumneata. Păi, după dumneata, adică, cum se spune, stai aici pe loc, de ce ai scutirii de la primărie? Hai să căutăm fetița. Da, îmi place, că acum ne dai la toți, fără. Uite ce, eu nu vă cert, eu vă organizez. Asta e, cartierul ăsta suferă de lipsă de organizare. De unde știi dumneata asta? Păi, da, uite, după resturi am văzut în felul cum sunt aranjate. Băi, da, Petrică, ce? Nu știam că știi să ghicești în tomberoane. Ba da, chiar așa. Uite, așa, de exemplu, dumneata. Așa. Așa, mănânci prea mult mezel și prea puține fructe. Eu? Asta, da. Și mănânci mult seara și din cauza asta nu poți să dormi și iei pastile de somn. Știi că asta nu e bine. Iar după masă, bei băuturi de cucoane. Adică vișinată, lichior de cacao. Hai că te-am înțeles, lasă-mă, măi, Petrică. Noi am copilărit amândoi în cartierul ăsta și am făcut același năzdrăvănic ca și copiii ăștia. Da. De unde știi tu că asta nu te știam așa de deștept? De unde știi tu că beau lichior sau vișinată, cum ai zis tu, după masă și nu beau înainte? Taci! Ce? Stai că s-au udit ceva! Stai! Da, de aici! Ce? Stai că s-au udit ceva! Eva! Da! Tu ești! Da! Oh, stai, ajută-mă, ține aici! Așa, hai că ține! Ține aia! Așa! Eha, așa, să vedem! Ține! Bine, țin pisica, dar copilul! Păi da, uite, ține și copilul! Hai de-o. Ține și copilul! Hai, draga mea, ieși! Uite, ține! Hai, iubito! Așa! Acum ajută-mă! Ce-ai pățit? Nimic! Da, ajută-mă și pe mine acum! Păi stai, că poți să ieși singur, să vedem ce vrea să spună fetița! Păpușică, te rog, altă dată, când ai de gând să mai faci o faptă bună, anunță-ne și pe noi, mămico, că am tras o spaimă. Da, uite ce stare să ne facă un copil. Să ne sperie, halul ăsta. Ai văzut? Dar ce ai vrea, domnule, să fie bătuți în cuie? Exact. No, eu zic să nu vă certați, pentru că mai bine intrăm înăuntru. Pe mine m-a cam luat cu tremuratul și asta mica a înghețat. Mai bine, haideți înăuntru și vă ofer o dulceață. Ei, aș bea mai bine o cafea. Petrică, la ora asta. Nu vrei un sirop? E bine. E bine, vedem. Hai, poftiți, vă rog. Hai. După iubita. Exact. Copii, ia uitați-vă ce de cadouri! Wow! De unde au apărut toate astea? Cum, nu erau aici? Nu erau aici. Eu am ieșit odată cu copiii. Da. Tu cumva le-ai adus dumneata, domnul Carol? Nu, eu am fost cu Petrică afară. Probabil că el a urcat din subsol în apartament. Ia uzi. Ce se urcă? Când se urcă? Păi era un întuneric de nedescris. Da, martor cu...
și pe soiul. Așa e. Da, și așa, dar Nicomiește, ce să facă? Dar atunci cine le-a adus? Exact, cine le-a adus? Moș Crăciun. Eu știu, se poate. Dar unde este domnul acela care ne-a învățat colinde? Exact. Unde? Unde? Uite, chiar unde este? Uite, ne-a lăsat bilete. Se știe fiecare ce a primit. Așa este. Păi atunci, copii, hai să împărțim cadourile, să vedem fiecare ce a primit. Ia. Uite, pe asta scrie domnul Petrică. Domnul Petrică! E pentru mine? Da! Ia, umbrelă! O umbrelă frumoasă! Da, e frumoasă! Să o port sănătos, da, domnul Petrică! Și mare! Ia să mai vedem! Sigur, pe asta scrie domnul Calonfin. Mulțumesc, chiar că aveam nevoie. Dar ce vine, frumoasă, mă rog. Bună, da. Ia, și pe asta scrie doamna Popescu. Vai, copii, șalul ăsta seamănă cu unul pe care l-a avut mama săraca. Da. Vai, ce frumos e, ia uite-l. Da. Țin minte, domnul Calonfir, pe biata mama, când eram noi copii și o colindam. Da. Cum era? Da, ia da, să eram și noi copii, da, o colindam. Exact. Ia să vă servesc eu cu ceva. Măi, v-ați scuturat de zăpadă? Bravo! Da. Atunci, ia să vă servesc, uite, un măr. Așa, o portocală. Ce doriți voi? Bună seara! Sărut mâinile! Vă rog să serviți. Mulțumesc, da, mult! Parcă v-am mai văzut eu pe undeva. Se poate. Umblu mult. Sunteți cumva din cartier? Ne-am mai văzut? Nu știu de unde să vă iau. M-ați văzut când erați mică. Înseamnă că dumneata ești cel care ne-a învățat colinde.
se poate. Ba, se poate. Și eu mi-aduc aminte de el. Extraordinar. Tot el ne-a învățat și pe noi, colinde. Eu cred că domnul acela mai bătrân ne-a adus cadourile. De fapt, mie domnul acela bătrân mi-aduce aminte de bunicul meu. Cu dragoste la piept. Bunicu, bunicu, tu ești eroul meu. Bunicu, bunicu, te voi iubi mereu. Să știi că piticu va crește cât un zmeu și se va lupta cu tot ce va fi mai greu. Da. Haide, la mulți ani! Haide să mergem să-i felicităm și pe ceilalți. Și pe urmă ne pregătim de Crăciun! Haideți! Noapte de vis pe-ntregul pământ, astăzi s-a născut Pruncul cel Sfânt. O stea ne vestește, un înger apare. Astăzi în lume va fi sărbătoare. Să fie lumină, de rău să uităm, de sfânta zi să ne bucurăm. Lumini de cristal, pretutindeni ne spun, să sărbătorim, este Sfântul Crăciun. La mulți Yeah.
Ce a fost asta? O poveste. Ce fel de poveste? O poveste de Crăciun. Asta, poveste de Crăciun. Eu zic să nu mai bem atâta lapte.